O, oh, salut fraților, eu sunt Andy, Fraților, alături și de eu sunt Bercea. Bercea, minte. Nu e alături de mine, eu sunt alături de el. Și la bine, și la greu, când, când, când. Fraților, eu am pornit o cursă mai de mult pentru că am avut 1350 de kilometri. Și am început abia acum când am găsit cursa. Ăsta a tot dat restart, că e un hack, mă rog, hack. E de la joc. Trebuie să intri în configurații când nu-ți apar curse, să găsești un de la GeForce Economy Reset, să pui unul în loc de 0 și după aia să intri. Și atunci faci asta dacă, de exemplu, nu-ți convin cursele sau, nu știu, pur și simplu nu vrei tu să le iei pe alea sau nu-ți dau destui bani. Exact. Și acum suntem aici alături de Bercea. Frate, nu uita să apăsați butonul de like dacă place seria noastră de Eurotrack și vreți să mai punem pistoale pentru că nu... Ce ai, mă, handicapatule? Bă, mă mai speriați, mă, cavaș, că doar ce mă trezi și mă speriați și... Morcă, că mă uitam să văd dacă filmează și dacă se vede bine web-ul. Dă timpul la mea, că după ce că m-a sunat și telefonul ăsta, bă, da, de când și-a făcut update, deci nu sună ca înainte, sună-n vort odată, așa! Futu-s familia în gură, că mă sperii de sare inima din mine, bă, eu n-am motorină, trebuie să bag una mea și pe... Of, Bercea al meu, e norocul nostru că se face dimineața, fraților, este 5 și... O, Germania! Bă, deci, grasole, tu știi cât înghețată mâncai astăzi? De ce? Vai de cap, pe măsării la magazin să ia un sifon, să își facă nelu șpriț, și da? Și văzut acolo un tort de înghețată și luai, știi, moare. Îl îmbățile în familie, îți dai seama, dar partea cea mai mare e la mine căzu. Bă, mâncai? Uite și tu la ei, uite și tu la ei, uite și tu la ei. Ăștia, fraților, sunt fani. Am vrut să păstrez legătura cu ei, dar n-ai cum să păstrezi ceva civilizat cu acești oameni. Și m-am hotărât să le dau bloc, că începeau să țipe, să înjure, să ăștia. Așa făceau? Da, mă, da, bă, că nu pot să țip acum, că mă doare gâtul, da. Așa vine ideea. Și mă urmăresc acum, dar norocul meu că suntem pe Europa 5, pentru că n-am mai filmat Eurotrack, pentru că nu știu ce s-a întâmplat și nu puteam să filmăm. A, da, și am făcut update jocul și nu merge să intri. Dacă nu-și fac, trebuie să-și dea update și tracker SMP-ul ăla. Genul ăsta de multiplayer. Și e păcat că nu e Collision One aici, că le dădeam acum în frâne de îngenuncheam. Fraților, eu trebuia să mai primesc cel puțin încă 400.000 de dolari de la șoferii mei, dar din cauza că am intrat pe Europa 3 și eram în queue, gen, nu aveam loc toți, că erau prea multe loginuri deodată. Nu știu ce s-a întâmplat și n-am mai primit bani. Aia e, măcar eu am, dar Bercea săracu. Eu sunt pe minus cu 30.000 în cap. Mamă! Bă, și eu am de plătit împrumutul ăla de 360.000, dar mă prind și pe cine îi plătește. Tot dacă tot am stricat tirul, ultimele două transporturi am făcut prea remorca. To, bă, boule, că e no collision, mă sugi. Bravo, e te așa, na. Ce se puseseră oamenii mâncați așa în autostradă și așteptară să vin și îmi dă dură în frâne, știi? Amândoi. Dau un curul lor. Mamă, nu le sunt lângă tine că m-am apucat meu să-i înjur acum, dar vezi, știi că tu acum poți să vorbești fake și ei te aud. Dă-i, mă, măcar îi jură. Nu îi înjur, că nici ei nu mă înjurară, începură să înjure, dar nu mă înjurară, știi, da, pana mea. Eu așa înțeles la tine, mă, că te înjurară. Păi nu, că înjurară, dar nu pe mine. A. Eu urmam să fiu înjurat, că însă unul, că ceva de genul, Bercea, de ce pula mea am răspuns? Și după cum merg în fața mea și îmi taie calea și nu pot să văd nimica de ei, gen, eu nu pot să văd drumul, știi? Că el îmi stă fix în fața mea, gen, el trece prin mine. Și îmi stă în față și eu văd parbrizul, uite și prostul. Uite și frălele, cum se lovește. Mă, n-ai ce să le ceri. Nu se poate face performanță de blu. Nu se poate face performanță condițiile astea. Arbitrajul ăsta, golănia asta de arbitraj. Vreau să te duci ce cursă prin să eu. Asta, că merg așa. Făcui, cât până acum, făcui jumătate din cursă, 600 de kilometri. Și am avut numai autostradă. Pentru câți kilometri mai ai? 920. Oho, eu am 680. Bine că am și 16 tone după mine, tu câte ai? 11. Eu fac ochii la telefon. Ce faci, mă? Stai pe telefon în timp ce filmezi? Nu, bă, nu, telefonul era la încărcat, asta e și ideea, că dacă era aici, vedeam. Fratele, dar ce ziceți că în timp ce vorbeam cu Bercea, nu știu, a abordat la noi un subiect și nu mai fusei atent și după aia mă uitai la volan și mi-am mintit, mă simțeam ca în scaunul mașinii
Și simțeam că e ceva ciudat și băgase mâna să-mi trag centura să-mi o pun. Bă, nu înțeleg. Tu de ce tu porți centură? Că eu nu pot centură, ai văzut și tu, eu nu. Eu pun. Păi la tine la cupe e și ciudat. Da, te și enervează centurile alea, că mai bine. Bine, că atunci când merg noaptea, de exemplu, mi le pun noaptea. Fără mișto. Noaptea, când mă duc undeva, le pun. Păi atunci te vânează, știi? Așa frumos în aglomerație, dacă mă oprește, pun mâna pe ea. Domne, acum am dat-o jos. Sau o pun repede, dar așa seara mă vede, dă-l drecu. Păi ce mai ai voie, să dai jos în aglomerație? Hă? Nu! Dai jos? Da, până mă oprește el, îl mint, știi? Păi ce mai ai voie să dai jos, asta te întrebe. Da, nu, n-ai voie. Păi, și atunci? Dar eu înțeleg că în unele țări, uite, de exemplu, în Turcia, centura este o opțiune. Păi? La mașini. Gen, tu poți imagina fără centuri. Păi, într-un fel, cum să zic eu, mi se pare normal, adică e viața ta. Nu mă obligi tu pe mine cum să împăzesc eu viața sau cum să am grijă de ea. Exact, adică, ok, îmi spui, dar nu-mi dai amendă dacă... Și amenda e ca lumea, mâncați-și. Azi. Stai tu, nu știi că ei n-au făcut treaba asta de, pe de grijulice sunt ei. Da, stai tu liniștit. Că îi durea în pulă. Că dacă ar fi grijulie, ar face și ei drumuri bune. Păi da. Ar planta pomi pe lângă drumuri să iarna să mai dea viscolul, să nu se mai umple de zăpadă, să mai rămână oameni blocați. Știi că mai nou majoritatea drumurilor de-aia se înviscole și lumea rămâne blocată, pentru că nenorociții vin și taie pomii. Și automat lângă drum nu mai nimic ca să mai țină viscolul. Normal. Bă, acum nu-i vinovățesc pe aia care vin și taie pomi cu căruțele care n-au acasă, cu ce să facă focul, dai seama. Dar nu pe aia care vin cu tirurile și ea. Și după aia fug și vin la nemți. Păi aia zic, știi, și după ce căfuri vin și în afară. Păi de ce să-și taie nemții pădurile lor? De fapt, care și le-au tăiat deja. Nu și le-au tăiat, stai tu liniștit. Ba, și le-au tăiat, stai tu liniștit, ce mai au ei e nimic. Îmi place să beau sifonul așa. Da? E foame, bă, nici nu mai mâncai la prânz în clasic cu Andra. Și atât. Eu mâncai astăzi trei felii de pui, atât. Mâncai tu și eu piept de pui din ăla cu cartofi. Nu, pe eu mâncai cu puțină pâine atâta și salată. Să mă sature, că dacă găsești tu că eu fac foamea și până mâine nu mai mănânc nimic. De ce? Vreau să slăbesc. Păi dacă am văzut că prin alimentație nu merge în cerc și nu se poate, ba pula, fac foamea. Asta a mers mereu. Nu s-a văzut nimeni, bă, n-am slăbit deloc. Dar trebuie să faci și sport, adică tu faci sala cu mine. Fac sala cu mine, ce zici? Mâine, că mâine iară sală. Ba, mă, crezi, mă, că mi-a intrat așa oarecum în sânge, în obișnuință. Mă, și mie, și-mi place. Bă, tu ai văzut că nu ne mai vine somn. Da, clar. Asta e ceva. Și ai văzut că dacă tot ne trezim la 9, care nu e o oră foarte devreme, dar e o oră... Mai trezim și pe la 8:30, dar până tragem noi până alea. Dar e o oră rezonabilă, da, e și o 9. 8:30, cam așa ne trezim. Dar oricum, de mâine putem să ne trezim și mai târziu, că n-am școală 2 săptămâni. Aha. Dar e bine când ne trezim, ai văzut că ne rămâne ziua. Păi da. Păi când te trezești la 12, tu ai văzut că te trezești la 12 și după aia la 2 te-ai culcat iar? Da, clar. Păi dacă eu mâncate, știi că ieri am fost, ieri a fost, sau la arte, cu banchetul. Ieri am fost la sală și după banchet. Da, deci eu am avut, mă rog, fratele meu cu prietena mea a avut banchet. Și gândiți-vă că am stat să iau pe la 4, ăsta s-a trezit de vreme, la 6, eu m-am culcat la 4:30 și m-am trezit la 8. El s-a culcat la 1, s-a trezit la 6, tot. La 2 m-am culcat, că n-am avut somn. Tot cam pe acolo. Și m-am trezit la 6:30. Și la sală de dimineață și tot am dus ziua până la capăt. Da, păi nu știu că noi ne-am trezit ieri, deci noi am dormit ieri 4-5 ore maxim amândoi. Da, și am dus ziua până la capăt. Și ne-am culcat amândoi pe la 1 noaptea. Eu m-am trezit la 6 dimineața și m-am culcat la 1 noaptea. Da, ce e drept,
seara pe la 10, deci gata, deci nu mai aveam chef de nimic, eram obosit mort. Dar până atunci n-am avut nici cel mai mic sentiment de oboseală, deci nu-mi venea să dorm nimic, eram energic. Și gândiți-vă și voi că am dormit 4 ore. 4 ore jumate. Eu că m-am trezit, dacă mă era să mă ridic din pat, eram odihnit, dar că am mai încercat să trag de mine, după aia mă luase somnul la nasol. Dimineața mă refer. Dar după aia mai trecut, n-am mai avut treabă. Bă, tu câți kilometri mai ai? Mă, am 660. Bă, pe bune? Mhm. Bă, repede ai făcut și eu am 430. Păi dacă am, dacă am numai autostradă. Și câte tone ai? 11. A, n-ai și mai puțin, eu am 15. 16, pardon. Merg 150. Deci am puțin numai autostradă, știi, dar mă scoase așa prin locuri de ăștia urâte. Da, bă, și să-i... E altceva, știi? Deci, fratele... Eu vă spun sincer, da, eu te poți tu, îmi intră un film de până gura. Când mă trezesc la 11-12, toată ziua, deci mă trezesc, mănânc, aș filma, dar n-aș filma că mi-e somn. Da. Barem altceva nu. Și seara, da, seara, într-adevăr, mă simt mai energic, dar restul zilei așa frumos stau până la 12, n-am nicio treabă, chiar nu simt oboseala. Iar am simțit-o că am dormit foarte puțin, dar când mă trezesc normal să merg la sală, bă, și sportul e mult. Deci, noi avem așa perioade când facem sală și ne lăsăm, adică facem 2-3 luni, ne lăsăm un an. Da. Dar în lunile ăștia te simți altcumva, adică parcă prea mă săturasem de stat fără sport. Nu da. Stat, că tot stăm acasă. Dacă nu faci ceva, când ai o activitate, că probabil mulți dintre voi faceți un sport, faceți ceva. E altceva când mai muncești, când mai pui mușchiul la treabă. Păi da. Bă, noi avem o lună de sală. Da, acum pe cât facem? Pe 18? Da, pe 18 facem o lună de sală, iarăși. E, și asta e acum, când ne-o ține, știi, dar măcar... Hop, încă 3% de damage la remorcă, 2 de fapt. Bă, eu de când plecai am 0-0 și nu-mi atins de loc. Îmi scade mie pentru asta, acum am gândește că am 7% și am transport de 56.000, de nu mă scădea mie 13.000. 7% ai? Da. Vai de mine, păi eu gândi știu că la transportul de-l dusei înainte de episodul ăsta de la termin, de trebuia să-l termin, a avusei 11%, nu luai un leu. Pe bune, 11%? Da. Și nu-ți lași un leu? Nimic. Bă, ești nebun. Mă, și scuipară. Aaa, știi de ce, bă? A trecut timpul. A, da, bă. Că-ți luai, îți luai. Mă, și scuipară. Mă, și scuipară. Cât este ceasul? Este 20. A, nu mai bine. Filmăm mai rotracul. Ieșim și noi. Și încă ceva dacă vrei, dacă nu, că mâine stăm acasă, că după ce mergem la sală. Da, dar chiar că mâine oricum nu mai se duce la școală. Eu stau acasă, păi hai să aflăm asta și să mergem pe afară. Hai că vedem. Baby, baby. I feel great. Oh, baby. Câți kilometri mai eu? 510. Bă, te apropii de mine, eu am 340, că zice, mă scoase de câteva ori pe ăștia. Și acum mai merg încă... Bă, eu nu ieși deloc după autostradă. După aia merg încă 50, iar mă scoate. Bine, deci nu ieși deloc. Bagă pe autostradă, dar mă scoate urât, știi? Dar încetinești, trebuie să încetinești. Da, da. Eu nu încetini deloc. Nici eu zice, până pe la kilometru 600 mersă. Bă, să-i și m-am uitat la video-ul ăla lui Bugni, știi? Cu golful ăla și ce așa, cel mai mare secret. Să scoți un consum bun, să nu frânezi. Da. Deci frânarea strică tot consumul. Eu cum conduc în exterior pe cea. Da, așa e. Deci aia e, știi, și de-aia e bine să mergi cu o viteză nu bă, foarte mare. Ca să-l vezi pe la din față, să ai timp să vezi dacă frânează, tu iei pe piciorul cu accelerație. Dacă tu respecti regulile de circulație și mergi cu 90 peste tot, te depășesc toți. Da. Asta e clar. Să fii serios, cine merge cu 90, pui mei, doar cu 90. Bine, în zonele în care nu se poate, mergi puțin, dar în drum, cum ar veni, de exemplu, de la noi, până la Slatina, cine merge cu 90? Bă, merg, de ce zici? Uite la Nelu. Îți dau un exemplu. Și mai ăștia, dar păi spune-o că și el trece de 90 fără să vrea.
Nu cred că trece. Trece pe cea că de la 90 la 100 cât e. Da, bă, da. Pula mea. Eu să-i nu... Dar oricum, mă ziceai, e greu să mergi cu 90. Păi zicea ăștia, la știri am văzut tipul, fuck, stai să mă încetinesc. La știri am văzut într-un timp, ziceau că au făcut ăștia un test. Gen, dacă ai fi să pleci, nu știu, uite... Da, știu, de la București la Sinaia, parcă. Cred că Sibiu. La Sibiu, da. Dar în fine, un drum care îl faci normal în cât 2 ore, nu mai știu sigur, de-aia zic s-ar putea să mă înșel. În fine, ceva de genul era, 2 ore, 2 ore jumate, au mers legal. În cât crezi că l-au făcut mâncați așa? 5 ore. Mers legal. 50 în localitate, fiecare semn legal unde zicea, 5 ore mâncați așa. Hai bă, dă-o dreacu. Și asta zic, frate, nu ai cum, frate, să mergi legal tot timpul. Și electoratul a făcut de la Craiova că la București mai puțin 2 ore. În 230 de kilometri, în condițiile în care doar 100 stă autostradă. O 100... Și culmea! Dar autostrada a mers mai încet decât partea altă. Bă! Dar mă crezi că nu știu dacă de la Pitești până la București sunt doar 100 că de autostradă. Mie mi se pare că-s mai puțin. Că-s mai puțin, da. În fine... Pentru că autostrada are 110, mi se pare. Ba nu. Pe autostrada a mers cu 120-130 maxim. Pe exterior am dat și mai mult în partea cealaltă. Bine, asta a fost tot astăzi. Atunci am făcut cel mai puțin de la București. Nu știu, a fost și drumul liber și am putut să-i dau și zic. Și după aia vin oamenii: cum ai reușit tu cu volan pe dreapta să faci treaba asta? Da. Uite că am reușit și încă sunt aici întreg. Mașina n-are nimic. Big girls won't swallow. Bă, mai am 360 de kilometri. 230, mă am eu. Mai am 360! Cum mergi așa de repede, mă? Și filmarea nu doar 17 minute. Bă, tu cu cât mergi la oră? 140-150. What the fuck? Acum începui și eu să mai priviteze iarăși. Hai că nu mai știu. Tu cum mai ai, bă? 218. Bă, ești nebun. Și fu diferență între noi. Fu. Da, îmi băgară și mie 1% la tir. Cine? A, chiar aia se mai țin după tine? Da, da. A, da? E unul care lucrează, care are... A, uite, știu, mâncați și ce dă în parapet omul. Deci omul dă cu tirul în parapet, de-l sătură. Dar e gol, știi, cu capul gol și capul de tir. Îl cheamă, nu știu cum îl cheamă, Tirit, și are breazla la fan curier. A, uite, știu. Ce dă în parapet, mâncați și. Are breasla la fan curier. Da. Ia uite-l, Tirit. Mamă, ce-a dat! Mamă, să țin minte că la minutul 18 mâncați ești. Vai de mine, frate, dați like, asta a fost genială faza. Se făcut prafă? Deci nu știu că dacă ai văzut gen cum merg muștele alea așa și odată duf. Aha. Le ia ceva brusc o mașină. Ei, fix așa mâncați. Se oprie. Da, în capul de pod. Satură. Cred că dacă nu l-a luat de mers 100%... N-are cum să nu ia. Păi dacă avea și 140 ca mine, că mergeam... Dar din potrivă, el avea și mai mult, că mă depășea. Bă, ia că vine! Ba, nu e el, e tovarășul lui, că l-aia cu verde. Bă, ia că vine! Nu, no, ăsta e tovarășul lui. Bă, da, în Berlin e vreo... A, nu e Budapest, asta e Dunărea, bă. Da. Mă simt ca acasă. Îmi place la curve, mă simt ca acasă. Hai că mă mai scoate încă o dată de pe autostradă și cred că de aici e gata. M-am 120 de km, nu cred că mă mai scoate. Pe mine nu, pe mine am 240. Bine, ce drept sunt pe autostradă cu două benzi, da, merg cu 140. N-am treabă. Asta îmi place mie, să merg numai pe autostradă ca boșii. O cursă corectă. 10% la remorcă. Aoleo, grasule.
Nu știu, bă, ce-i fac. În același tip de curbă. Luai tot timpul de merge. La picioarele, acum am bani, mă doare la banană. Nu, eu n-am. La mine fiecare euro contează. Bine că 10% de numesc că de asta 20.000 acum. Da, să fii sigur. Dar nu înțeleg. Pă, bă, coaie, păi și eu dacă îi dau 20%, ce fac? Că mai dai nimica? Ceva de genul. Păi nici. Aoleo, sunt niște tunele munți. Cred că astea sunt cu plată, sigur. Că în general nu știu, sper să nu, da. Bă, munți nu, după ce ieși? Păi aia zic, că intrai. Câți kilometri mai ai? 205, 200. Hai că m-am 100. Bă, ajunsă aproape în același timp, ești nebun. Aha, uite, ăsta-i? Plată. Da. Unde te duci să știu? Pă, pula, nu mai știu. În ce asta te duci să știu, nebune? În Austria, mi se pare. Cred. Mamă. Opri. Scăpași? Uit să pun frână crabarele ăștia și le pun prea târziu, știi? A, am făcut și o dată, am pus-o prea târziu și mi-am dat de meci 25 la tir, 15 la remorcă, ceva. Fraților, trageți aer în piept. De ce? Simțiți? M-am bășit. Nu, mă băși. A, și o trăsesc ca prostul. Nu, fraților, nu glumeam. Nu de asta, dar să munți ești aici. Bă, da, bă, da, stare curios că-s făcut așa acum. Bă, m-aș picea, băiat, m-aș bine de râs. Să văd de la fiecare om care se uită la video ăsta reacția la treaba asta. Deci aș da orice ban. Am 60 de KM. KM. Ia uite-l pe tovarășul lui ăla. Duck Dodgers. Mamai că nu frecai păturica asta în mâini de mă nebuni. Fraților, eu am un tic. Fac tot timpul stați așa, că vă arăt dimineața, uite așa. O iau așa. Între degete și fac așa. O ia între degete, fraților, nu poate așa, așa. Și faci așa, lectoratul. Pe ăsta e ticul lui, n-ai ce să-i faci. Băi, și mașina, îl vezi? Deodată își dă mașina în pilot automat, dacă este cu auto, nu-i dă nimica. Îl vezi o dată și începe. Păi ăla e în drive. Și începe, mă, ce faci? Păi, te stau și eu. Binele lecturatule, dacă tu așa vrei. Mă prefac și eu că mă uit pe geam, că... Na. Da, dacă o dusei, da, când o luai de la aia, o dusei cu beca. Și nu știu ce vrei să-i seara când mă tăiai la picior. Bine, da? Nu te gândi că mă tăiai rău. Mă zgâriai într-un de la fier. Bine că se vede, de tamai zgâritura, cam așa pe picior și roșie. Știți, dați-mă, când se închigă sângele acolo. Și ridicai piciorul să-i arăt și a rămas așa că mașina încă mergea, știi, că o dădui pe pilot automat. Face, ia, ce? Mă, dar mașina de ce merge? Asta lui Caloganu. Tehnologie de la americani. Da, dar îmi place, știi, că e lumea atât de mirată și până la urmă e un căcat, adică... Un căcat care mie nu merge. Nu e neapărat un căcat, dar nu e nici ceva să zici, wow, ce tehnologie. Ce ceva? Eu, prima oară când am auzit de pilot automat, mă așteptam să se miște și volanul, da? Păi da, și eu la fel, da. Bine că e foarte folositor. Da. Da. Pe autostradă mai ales. Păi eu pe autostradă tot timpul merg cu pilot automat, 120 reglat, aia e. Bă, dacă aș avea mașină, uite, o beca care n-are accelerația în podea, m-ar enerva. Dar m-am învățat cum să mumba piciorul de pe accelerație și îl rezemn. De mochetă n-am nicio treabă. Doar asta, doar pe aia pentru că am accelerația în podea și piciorul meu de pinguin. Mă ajută mult. Cred că mi-am un garaj în sege de ăsta. Bă, mi-am 120 de kilometri. Adică și așa la banii mei. Dar nu se poate face performanță în condițiile astea. Baby. How feel crazy. It's alright. Feel you something. Tolerabil, ești nebun. Cât îți mai dăduși? Am scăzut pentru 11%. 25.000. Din cât? Din 56. A, tot luați ceva. Hai, 31.000. Păi ce mai vrei un catreș? Nu e rău, știu, da. Pe 1300 de kilometri, eu zic că e bine. Bă, mi-am 90, pe aprinsă și o viteză, îi fac imediat. Bă, dar mi-ar să repede astăzi, mă, un cateș. Da, chiar mi-ar să repede tot.
Ies și eu acum că de pe autostradă și dădui undeva, nu luai damage. Dădui într-o denivelare de aia, știi, puternic. Și? Și o, și o simți și de obicei când ai în alea ții damage. La remorcă și la tir down. Am zis, ce mai mult ții damage că dacă ești atent, dacă e curbă și ciupești un pic de tot gardul, ai luat 1% la remorcă. Nu chiar, eu pe am dat de multe ori și n-am luat niciodată. Niciodată. Poate să fi luat-o... Mă mir. Bă, deci sunt niște denivelări de alea de când dai pe acutir un joc la o zi, tuc. Da. Bă, îmi cumpărai un garaj? Ce era să o fac? Dar nu pot dau skip gen să nu mai arate ăștia. Ba da, dai enter. Bă, și sunt tare curios aici. Câți oameni am? Mulți. Nu, mă refer câți oameni am loc să pun. 3? Ești nebun? Pentru 180.000, 3! Bă! E bine. Ia să vedem ce oameni mai avem recrutat noi. Bă, numai de ăștia slabi, frate, fără pic de skill, mâncați-și. Lasă-le să mai am o femeie și să o abuzez? Eu zic că se merită. Acum tu faci ce consideri. Are ceva bun pe aici. Nu mai beau o gură de sifon. Dar nu spor că rămâne fără presiune și te trag din el. Cine? Sifonul. Bă, nu înțeleg, care e diferența între sifon și între apă minerală? Nu foarte mare. Probabil sifonul este mai acidulat. Deci, una dintre puținele curse în care... A, iarăși nu mai am damage la tir, dar la remorcă deloc, asta e, e mai bine. Bă, dar oricum, bă, îmi ia pa puțin, mă, să repar tirul ăsta, băga mea și pula. Auziși? Cât îți ia? Păi, de exemplu, pentru 7% am luat 9000. Bă, grasă, de ce de ăștia mi-am luat? Mi-am luat Scania, mi-am luat MAN. Când ți-l-am luat tu Scania? Mă rog, am avut pentru ăștia mei, am Iveco. Ia și tu un Mercedes. Cred că Mercedes o să cumpăr la următorul. Îi iau primul tir. Nu, asta arată bine. Ia. Are un interior frumosel. Pe ăsta îl iau. Mamă, ia bergea și intră pe aici. Am intrat, bă, ia uite. Fraților, vedeți ce înseamnă skill de șofer, băga mea și pula, uite aici să parchez în spate. Bun, și acum vreau să cumpăr de la Renault, că de la asta nu am. Nu, cu aia nu doresc să o parchez, ia, ce-mi dai? Dăm briliant. 36.000 de euro am luat și eu, mai bag un skill la High Value Cargo. Fraților, cam atât cu acest episod, nu uitați să apăsați și voi butonul like și un singur de vedem data viitoare, pa, pa!